Bună ziua, mulțumesc foarte mult că ați onorat invitația noastră de astăzi. Astăzi Poșta Română lansează un program în 46 de oficii poștale, municipii, reședințe de județ și în sectoarele din București, o aplicație Step Here, o aplicație care vine în sprijinul clienților noștri. În cei 160 de ani de tradiție pe care o are Poșta Română am încercat de cele mai multe ori să venim în sprijinul clienților noștri. Această aplicație îi poate ajuta pe cei nevăzători, dar și pe cei cu deficiențe de auz să se poată ghida în oficiile poștale încât să poată beneficia de serviciile noastre. Este o aplicație funcțională, o să vă rog să o testați, să vedeți că este funcțională și încă o dată vă mulțumesc de invitație. Bun, cum funcționează? Ce se întâmplă? Persoanele cu deficiențe de vedere, respectiv de auz? Trebuie să-și instaleze aplicația Step Here, atunci când se apropie de oficiul poștal se activează această aplicație și vor fi ghidați încât să se descurce în oficiul nostru poștal. Nu știu dacă... Trebuie să o activeze ei, da. Cum să spun renovarea aici? Când se va termina? Anul acesta noi sperăm ca până la 1 iulie să și terminăm reabilitarea Palatului Poștal. Știți bine că este cea mai emblematică clădire din Timișoara, este cel mai mare palat administrativ. Au fost multe deficiențe în acest proces de reabilitare, dar atât cu ajutorul direcțiilor de monumente, cât și cu ajutorul Primăriei Municipiului Timișoara și cu ajutorul Compania Națională Poșta Română, încercăm să le deblocăm, să avansăm. Noi suntem în proporție de 90% gata. Avem, până acum sunt 3 potențiali ofertanți, îl dăm în chirie, avem o grămadă de spații în acest palat poștal puse la dispoziție pentru chiriași, chiar în 25% din suprafața palatului administrativ funcționează Universitatea de Medicină și Farmacie. Ai dat și în chirie cui? Unor firme? Adică nu va mai fi școala, e clar că la un moment dat sunt toate pedagogii. Noi am lansat o invitație către Primăria Municipiului Timișoara încă de acum 4 ani de zile pentru a funcționa, de exemplu, grădinița PP19, că au avut câteva probleme. Din păcate, actuala administrație nici acum nu și-a exprimat dorința de a închiria liceul. Oferta este deschisă pentru toată lumea. Ce mai vreau să vă întreb, când zice domnul Nica să vă întrebăm pe dumneavoastră, ce se întâmplă la lucruri? Este o cercetare în curs, a fost corpul de control al directorului general și noi așteptăm măsurile de la corpul de control și atunci o să vă transmitem tuturor. Bun, dar până la urmă exista sau un contract? N-aș vrea să mă exprim până nu este finalizată cercetarea. Pot să revin puțin la aplicația asta, e pentru persoanele nevăzătoare, e practic un instructaj audio care funcționează din telefonul mobil. În ce măsură se poate auzi în poștă? Se întâmplă de foarte multe ori să fie destul de mult zumzet, multă gălăgie. Eu sunt convins că este funcțională și cu siguranță avem aici câțiva nevăzători care deja au testat aplicația și o să vă convingeți dumneavoastră. Aș vrea să intervin și eu un pic și pe partea cu aplicația. Haideți mai în față, vă rog. Și cu aplicația și cu... Aș vrea să mulțumesc în primul rând de prezență și prezența doamnei președinte de la Asociația de Surs, doamna Laura, doamna președinte a Asociației Handicapații Locomotori, doamna Petronela și colegi care și prieteni care au venit de la cei nevăzători. Această aplicație este funcțională. Am și testat-o personal. Într-adevăr, la intrare, în momentul când cineva se apropie și are instalată, spuneați mai devreme cum se instalează. Mă gândesc că fiecare, cei care au o problemă și o dizabilitate, are un asistent personal cu care se poate. Se instalează această aplicație și în momentul când ajunge, având locațiile introduse pe acea aplicație, pe acel telefon, în momentul când ajunge în fața oficiului poștal, avertizează că în oficiul poștal există și asistent personal dacă au nevoie. Și atunci se poate funcționează această aplicație. Putem să mergem împreună, să începem de la început. Există într-adevăr câteva difuzoare, spuneați despre sunetele care sunt în poștă, cele care sunt cele originale de ștampilă, e destul de bine și avem colegii de la informații, în momentul când se apelează de afară sau din interior acea sonerie, colegii noștri vin spre ieșire pentru a ajuta acea persoană cu problemă, cu dizabilități care sunt. Există ghișee dedicate pentru aceste persoane sau vin la rândul unde se numerește? Nu, dar de fiecare dată persoane cu dizabilități au întâietate și mă gândesc că toți cei clienții noștri care sunt, da, întâietate celor care sunt. Să înțelegem, da. Practic, acea aplicație îl atenționează pe utilizator că există un asistent în poștă. Poștă. Da.
Există și o persoană fizică, nu? Da, care iese da, și la da, deci asta da, omul respectiv. Da, deci da, practic, da, la, da, practic aplicația l-anunță pe angajatul poștei că vine o persoană cu dizabilități și vine să-l preia. Da, da. Că... mai e și, sunt două, trei pași, de fapt. Al doilea pas este în momentul că explică exact de la intrare, fără, dacă nu are nevoie de asistentul de, al nostru, colegul nostru de la poștă. Îi spune câte ghișee sunt în față, o ușă rulantă, câte scări sunt, 5 scări, în partea dreaptă este o sunerie, deci îi spune, bun, spun tot traseul pe care ar putea să... Vorbim și despre factorul uman. Da. Câte persoane sunt dedicate acestui proiect? Nu știu, 2, 3, 5 asistenți? De cât este nevoie? Pentru că oficiul poștal are în jur de 60 de persoane. Deci nu este doar colega noastră de la informații. Dacă sunt, e nevoie de mai multe persoane, se apelează la ceilalți colegi și împreună venim să ajutăm. Deci e normal. Nu există unul sau mai mulți asistenți dedicați care fac doar să facă doar asta? Nu, nu, nu. E clar. Deci, nu, este, există, există, există o persoană există, dedicată, există dedicată, există o persoană dedicată, dar birou de informații, este, e normal. 8 ore angajate pentru, dedicate special pentru acest serviciu. Este dedicată pentru acest serviciu cu prioritate, în cazul în care avem nevoie de mai mulți colegi, de mai multe persoane, automat reacție rapidă și mai vin colegi care vin în sprijinul clienților. Dar se poate extinde și la alte oficii? O să încercăm, exact la asta lucrăm acum și o să vă anunțăm atunci când extindem acest serviciu în toate oficiile poștale. În această clădire se face cel puțin 3 uși care fiecare se deschide diferit. Vreți să modificați? Nu, intrarea în această clădire se face pe ușa principală. Pe celelalte 3 uși intră atât personalul Poștei Române, cât și mașinile care transportă colete. Unde mai e funcțională aplicația asta în afară de Timișoara? Doar în municipiile, astăzi este lansată în municipiile reședință de județ, în oficiile mari ale Poștei Române. Priveniți spre bulevardul Ion Cebrănianu. Intrarea în incinta oficiului poștal se află în dreptul trotuarului. Dreptul difuzorului amplasat deasupra ușii de la intrare, de unde se aude un semnal sonor. Bulevardul Mihai Eminescu. Intrarea în incinta oficiului poștal se află pe partea stângă. Atenție, înainte de a ajunge la ușa de la intrare, ai de urcat o treaptă. După ce ai ajuns la ușa de la intrare, în partea dreaptă, la circa 1 metru înălțime, se află o placă de semnalizare cu buton. Apasă butonul și cineva, de la oficiul poștal, a venit să-ți ofere asistență și suport. Dacă doresc să utilizezi cutiile poștale, acestea se află în partea dreaptă și în partea stângă, la circa 3 pași distanță de ușa de la intrare în oficiul poștal. Dacă nu dorești să fii asistat de cineva de la oficiul poștal, apasă ecranul telefonului butonul 2 pentru mai multe informații. După ce ai trecut de ușa de la intrarea din stradă, care pe mijloc este rotativă, vei ajunge în holul oficiului poștal. Dacă mergi înainte ora 12, circa 6 pași, ai de coborât 5 trepte, iar în partea stângă a holului se află 3 ghișee, iar în partea dreaptă a holului sunt dispuse alte 3 ghișee. Pe mijlocul holului se află masă cu scaune. Am testat aplicația pe un iPhone. Din păcate, la noi nu sunt toate opțiunile valabile încă, așa că așteptăm să îmbunătățească. Ok. De exemplu, descriere audio, pe care domnul director tocmai a pus-o. Mai clar, nu auzim informațiile pe care le aud pe Android, din cauza că aplicația aceasta a fost adaptată pentru acest lucru și pe iPhone se pare că trebuie mai multă grijă. Astăzi ați instalat aplicația? Nu, noi avem de mult. Există un asemenea sistem și la liceul special, teoretic special Iris, unde eu sunt profesor, și acolo merge, funcționează aplicația în anumite limite, dar tot așa pe iPhone sunt probleme. Deci de 2 ani o am și am semnalat aceste probleme. Acum sperăm că poate în spațiu public să fie altă percepție. Ne spuneți, vă rog, dintre apropiații dumneavoastră care o utilizează, poate, nu știu, îi găsesc ei utilitatea, au poate Android, ați văzut să folosească și alții? Da, la București avem prieteni care o folosesc, decât la unul din mall-urile din București sunt semnalate câteva magazine. Se mai folosește, mai folosesc prieteni în aeroport, dar na, încă sunt puține beacon-uri. Vreau să întreb, sunt simțiți că se accesibilizează și pentru dumneavoastră spațiul public sau se mișcă așa mai? Foarte greu, foarte greu, da. Foarte greu. De exemplu, întotdeauna o accesibilizare înseamnă nu doar audio, ci și tactil. Adică ar fi fost foarte bine sau ar fi foarte bine ca într-un spațiu public, cel puțin până la ghișeul de informații, să fie un
covor tactil. Da, pentru, da, un covor tactil, pentru că dacă se întâmplă ceva, n-ai telefonul, s-a descărcat nu și tu ești totuși în fața, da, nu poți chema nici asistență, dar tu poți să ajungi măcar la ghișeul de informații. Deci poate că ar trebui să se schimbe percepția asta la nivelul combinat. Deci nu doar acolo, ci și dincolo să lucrăm. Cum apreciați numărul de, o întrebare mai tendențioasă, numărul de uși pentru a accesa această clădire și cât vi se pare de accesibil un software care se bazează pe audio în contextul în care în Poșta Română în continuare se folosesc ștampilele care sună ca și trenul. Întrebarea cu ușile, da, este destul de, mi se pare destul de multe și greu să găsești pe cea potrivită. Sunt și greu de deschis, dar, mă rog, ne descurcăm cu ele. Dacă ar fi niște covoare tactile care să ne semnaleze și ușile alea ar fi perfect. Deci eu aș putea să vin aici singură. Vă spuneți, vă rugăm. În momentul când apelează, colegii noștri sunt avertizați să vin și ei că cineva are nevoie de asistență. Dânșii, de exemplu. Și vin colegele noastre care sunt și invită la un ghișeu sau îi întrebă despre ce probleme aveți, ce servicii au nevoie, ce doresc să trimită, vor să plătească impozit sau ce aveți. Și atunci colega împreună cu ei merg spre aceste ghișee. Deci butonul este pentru cei care nu folosesc aplicația. Nu folosesc aplicația. Da. Și reușesc să ajungă aici. Dacă nu reușesc să ajungă până aici, este primul buton de la intrare, exact ca și acesta, dar trebuie apelat acel buton. Și atunci sunt două variante. Prima variantă este o asistență personală din partea colegilor sau prin avertizare și fiecare obiectiv de aici ca și amplasare explică prin aplicație verbală. Ce cu sistemul aparatului auditiv trebuie să fie comutat în poziția 3. Deci ce se întâmplă? Acest aparat este pentru cei care în momentul de față au acel aparat auditiv mai puțin performant în momentul când vine la noi și nu aude foarte bine, noi discutăm prin acel microfon, pasă pe buton și în cască va auzi tot ce putem noi discuta. Iar cei care au aparate performante, în momentul când ajunge din nou prin acea aplicație, Gmark, toate discuțiile pe care sunt și cu privire la incinta oficiului și colegii noștri care sunt în sprijinul lor, vor avea în cască. Când ați implementat programul ăsta, ce ați avut în vedere ca număr de beneficiari? Care e statistica anterioară? Da, este un proiect inițiat de Compania Națională Poșta Română. Acest proiect este inițiat în 46 de oficii din țară. Într-adevăr, s-a ales această locație, că este cel mai mare oficiu poștal din județul Timiș, în care beneficiare care doresc sunt clienții noștri, indiferent că sunt nevăzători, sunt surzi sau clienții noștri care sunt cei de zi cu zi. Bine, dar da. Ce spun statisticile? Anul trecut, câte persoane... Nu au fost făcut o statistică cu privire la aceste persoane cu dizabilități. Dar avem foarte mulți, vă dau un exemplu, cu probleme locomotori. Și pentru persoanele cu handicap locomotor sunt la intrare, există o rampă care dacă are nevoie de asistent din partea colegilor, vin și ajută la intrarea în oficiul poștal.